Pacea Domnului Isus, dragi frați și surori, mulțumim Domnului pentru această nouă ocazie, că și în această seară să putem să fim împreună, să putem să ne bucurăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să putem din nou să observăm ceea ce ne este arătat și ne este scris pentru învățătura noastră din Cuvântul Său. Și sperăm că și în această seară adunarea noastră de studiu să fie o binecuvântare, iar noi, prin tot ceea ce vom face, Domnul și Tatăl Ceresc să fie lăudat. Vom începe adunarea noastră cu o cântare. Cântarea va fi 154. Iar după cântare, dacă fratele Ghiță Toșa ne poate conduce în rugăciune, frate Ghiță, dacă se poate să ne conduci în rugăciune, te rog să-mi confirmi. Tatăl nostru care ești în cer, care locuiești în glorie, în mărire, în lumină de neapropiat, cu mare căință și umilință ne apropiem de tronul tău, prin jertfa și meritele Domnului Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi și întregul neam omenesc. Îți mulțumim, Părinte, pentru toate darurile și binecuvântările de care ne-ai făcut parte. Îți mulțumim că în îndurarea ta mare ți-ai arătat favoarea pentru noi prin faptul că ne-ai scos din lume, din întunericul lumii, ne-ai adus la lumina ta minunată. Ne-a adus la adevăr, ne-a adus ca să ne luminezi mintea cu cuvintele tale dăruitoare de viață. Îți mulțumim că astăzi ai pus îndemn în inimile noastre ca să venim din nou la cuvântul tău, să auzim cuvintele tale, te rugăm, ajută-ne să le putem ține în minte, și mai mult decât atât să le putem pune în practică în viața noastră de fiecare zi. Te rugăm să binecuvântezi adunarea noastră din seara aceasta. Te rugăm să binecuvântezi pe toți cei prezenți, dar și pe acei care din anumite motive nu pot participa
la această întâlnire plăcească. Te rugăm frumos, nu? Ca să binecuvântezi pe toți cei care se străduiesc să-ți îndeplinească voia ta sfântă, să fii cu ei, să-i învățezi, să-i încurajezi, ca să poată înainta pe cărarea îngustă. Părinte iubit, noi suntem slabi, degradați, imperfecți. De multe ori am greșit înaintea Sfinței tale. Cu mare smerenie te rugăm frumos, ca prin meritele Domnului Isus, să ne curățești, să ne primești, să ne binecuvântezi. Ascultă-ne din ceruri, din locul locuinței tale, din glorie și din mărire. Și dacă ceva am cerut, care nu-i conform voinței tale, voința ta să se împlinească întotdeauna și nu a noastră. Prin Domnul Iisus Hristos, ascultă-ne. Amin. Amin. Mulțumim, frate Ghiță, pentru serviciul tău. Mulțumind încă o dată Domnului pentru tot ceea ce El ne face, El ne dă. Vom trece la studiul nostru, așa cum bine știți, pentru cei care ați mai fost împreună cu noi. Suntem cu studiul nostru în amintirea morții Domnului și vom deschide la pagina 131, la capitolul 9, Spălarea picioarelor. Este un titlu mare așa al capitolului, apoi avem un subtitlu aici, v-am dat un exemplu. Și dați-mi voie la început să citesc Ioan, capitolul 13. Însă, înainte de sărbătoarea Paștilor, Iisus, știind că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la cină și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Iisus a răspuns și a zis: Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine are tot trupul spălat, nu are nevoie decât să-i fie spălate picioarele, căci este cu totul curat și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel care avea să-l vândă, de aceea a zis, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci eu v-am dat un exemplu pentru că așa cum v-am făcut eu să faceți și voi. Adevărat, adevărat vă spun, robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Cu gândul la această relatare, haideți să dau citire și la câteva pasaje de aici, din Amintirea Morții Domnului. Deci, pentru cei care doresc să urmărească, mai repet odată, pagina 131, capitolul 9, Spălarea picioarelor și subtitlul V-am dat un exemplu. Misiunea Domnului nostru era aproape sfârșită.
El se întâlnise cu cei 12 ucenici aleși ai săi pentru a sărbători cina pascală zicând: Am dorit mult să mănânc paștile acestea cu voi înainte de a suferi. Luca 22 cu 15. Mielul de paști pe care ei urmau să-l mănânce a simbolizat pe Domnul nostru, iar consumarea lui de către ucenici a reprezentat cum credincioșii veacului evanghelic urmau să se hrănească din Hristos în inimile lor și prin credință, să se însușească binecuvântările asigurate pentru ei prin moartea lui. Căci Hristos, Paștele, adică mielul nostru, a fost jertfit. De aceea să luăm parte la sărbătoare. 1 Corinteni 5, 7 și 8. Dar deoarece Isus a fost mielul antitipic, a fost potrivit ca tipul să fie întrerupt și ca atare, după această ultimă cină tipică, Domnul nostru a instituit cina memorială a pâinii nedospite și a rodului viței care reprezentau antitipul, trupul său frânt și sângele său vărsat. Potrivit obiceiului evreiesc, cina de Paște era celebrată de familii, iar cei 12 apostoli care au fost special aleși de Domnul nostru și care se supuneau lui ca și capa lor, constituiau nucleul familiei lui Dumnezeu, ale căror inimi și scopuri și speranțe era una, cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Efeseni 4:4. Iuda n-a fost exclus, deși evident Domnul nostru știa mai înainte că el era cel care îl va vinde. Aceasta ne dă învățătura că în calitate de urmaș al lui Hristos, noi să nu judecăm inimile altora, nici să nu presupunem de rău. După ce răul din inimă s-a arătat în cuvinte sau fapte, este timp destul să ne separăm de alții care declară numele Domnului și doresc să aibă părtășie cu noi. Este adevărat, răul începe în inimă, înaintea faptului exterior, dar noi întotdeauna să sperăm că frații pot câștiga victoria și să căutăm să nu facem nimic spre potignirea cuiva, ci să facem totul spre a ajuta să învingă influențele adversarului și slăbiciunile propriei lor cărni. Ioan nu dă o relatare amănunțită despre cina pascală, ci pare numai să aducă anumite aspecte valoroase și lecții în legătură cu ele omise de alți evangheliști. Declarația lui este că Domnul nostru știa dinainte că el ajunsese la sfârșitul cursului său pământesc și era în mod special preocupat de folosirea ultimelor ceasuri împreună cu prietenii și tovarășii săi speciali, aleși, dându-le niște învățături bune. El i-a iubit până la capăt, complet, de plin. Propriile sale încercări grele, care erau în curs și care se apropiau, nu l-au tulburat, nici nu i-au absorbit atenția. El se gândea și se străduia, ca și până atunci, să binecuvinteze pe alții. Nu trebuie să presupunem că această iubire pentru cei 12 li s-a aplicat exclusiv lor. Mai degrabă că el i-a privit pe cei 12 ca reprezentanții celor care vor crede în el prin cuvântul lor. Cum a exprimat el acest lucru în rugăciunea sa către Tatăl? Cu această idee în minte, ne putem da seama că ceea ce a spus și a făcut Domnul nostru pentru apostoli a fost intenționat să se poată aplica și să fie spre instruirea tuturor celor care sunt ai săi de atunci încoace. Ioan 17 cu 20. Din relatarea lui Luca ar părea că în această împrejurare a fost o ceartă printre apostoli, o dispută referitor la care dintre ei să fie considerat cel mai mare. Luca 22, de la 24 la 31. Această ceartă poate să nu fi fost numai din egoism, în sensul rău al cuvântului, ci în parte determinată de iubirea pentru învățător. Poate să fi fost cu privire la cele câteva locuri ale lor la masă, locul râvnit fiind probabil cel mai apropiat de persoana Domnului. Ne amintim cum Iacov și Ioan ceruseră să fie la dreapta și la stânga Domnului nostru în împărăție și ne amintim că în legătură cu această relatare ni se spune că Ioan a fost alături de Domnul nostru și s-a sprijinit pe pieptul lui. Foarte posibil că această dispută în legătură cu mărimea s-a iscat în parte din faptul că în acest caz ei n-au fost tratați ca oaspeți, ci numai li s-a pus la dispoziție odaia de sus. Neavând gazdă, nu s-a făcut nicio pregătire pentru spălarea obișnuită a picioarelor și aceasta a fost neglijată.
chestiunea spălării picioarelor în țările orientale, când se purtau sandale, nu era numai o amabilitate, ci și o necesitate. Căldura climei, faptul că sandalele erau deschise și praful de pe drumuri, făcând ca spălarea picioarelor să fie aproape indispensabilă pentru confort la sosirea într-o casă după o călătorie. Se pare că această întrebare în legătură cu cine din cei 12 era mai mare și cine să facă serviciul umil de spălare a picioarelor celorlalți, se născuseră din faptul că niciunul dintre ei nu era doritor să ia poziția de slujitor. Se pare că Domnul nostru le-a permis să aibă această neînțelegere, nu le-a rezolvat disputa și nu a numit pe careva dintre ei pentru cel serviciu umil. El le-a îngăduit să se gândească, timp să înduplece și să reanalizeze și chiar au început să mănânce cina contrar obiceiului cu picioarele nespălate. Încă un paragraf mai citesc. Atunci Iisus a ridicat de la masă și a pus deoparte haina din afară și atașând un ștergar de cingătoare a hainelor de desubt, a luat un lighean și un urcior de apă și a început să toarne apă să spele picioarele ucenicilor săi. Obiceiul din Orient nu era să toarne apa în lighean și să pună picioarele în apă, ci să toarne apa pe piciorul care era spălat, astfel că fiecare picior era spălat cu apă curată și numai puțină se risipea, căci apa este mult mai puțină și mai prețioasă acolo decât la noi. Trebuie să ne amintim de asemenea că în răsărit, pe vremea aceea, mesele și scaunele, de felul celor pe care le folosim noi, nu erau la modă. Dimpotrivă, mesele erau joase și cumva de forma unei potcoave, și cei care ședeau, de fapt, erau culcați, întinși la masă, cu cotul sprijinit pe o pernă sau divan, cu capetele spre interiorul potcoavei, unde era un spațiu pregătit pentru hrană și, de asemenea, un spațiu pentru ca un slujitor să intre să pună mâncare. Astfel se vede că picioarele se întindeau în spate și se putea ajunge la ele foarte ușor și fără să deranjeze pe cei care mâncau. Mă opresc aici. Iată, vedem că aici autorul tratează acest subiect pe care l-am citit și din Scripturi, din Ioan l-am citit, el este relatat și de către ceilalți evangheliști, și anume acel episod în care Domnul Iisus spală picioarele ucenicilor. Vedem că acest obicei nu era ceva nou, el se practica doar strict pentru necesitatea de a fi spălate picioarele datorită prafului și a faptului că era foarte cald și marea majoritate purtau sandale datorită acestor factori de temperatură și așa mai departe. Și totuși, Domnul Iisus, vedem, face acest lucru, le spală picioarele ucenicilor. În primul rând, haideți să vedem care a fost pentru ucenici necesitatea acestui lucru, adică a spălării picioarelor. Care a fost pentru ucenici necesitatea acestui lucru pe care l-a făcut Domnul Isus? Și care este învățătura pentru noi în ceea ce privește această necesitate? Deci mai repet încă o dată, nu știu dacă am fost înțeles. De ce a fost necesar? Hai să pun altfel. De ce a fost necesar ca Domnul să facă acest lucru pentru ei, adică să le spele picioarele. Și aici ne putem folosi de context, de toate, când a avut loc acțiunea și așa mai departe. Deci, care a fost necesitatea spălării picioarelor, sau a lecției, mai bine zis, a spălării picioarelor pentru ucenici și care este lecția pentru noi? Astăzi, după aproximativ 2000 de ani. Deci, pe acest palier, să zic așa, să ne axăm deocamdată necesitatea acestui fapt sau lecția care o putem de aici desprinde, de ce a fost necesar. Da, frate Nicolae Zoica, și te rog.
Da, mulțumesc, frate Daniel. Mă gândesc așa după cum ai citit, mă duce gândul chiar acolo, parcă aș fi eu acolo, umblând în sandale și ca și ceilalți din popor. Și totdeauna când se adunau undeva, la o casă, aceasta era necesitatea de a spăla picioarele și de obicei era gazda. Dar aici nu era gazdă. După cum vedem, gazda le-a pus doar camera la dispoziție și acum probabil nu, ei nu știau ce să facă mai departe, adică care să înceapă sau... Și din cauza aceasta, domnul a luat această inițiativă, din care a extras o mare învățătură pentru eternitate. Mulțumesc! Da, mulțumim. Mulțumim, frate Nicolae. Da. Deci, iată necesitatea fiziologică, în special, care era, și așa cum și autorul, și cum am putea trage așa o concluzie în urma citirii, relatării, întâmplării acestea, nimeni nu avea aici calitatea de gazdă. Toți erau oaspeți, ca și cum ai merge undeva în chirie. Și atunci vedem că, sigur că cineva trebuia să facă acest lucru și iată, vedem că domnul își ia acest serviciu, dar mai presus de toate vom vedea lecția importantă care o putem și ei au putut-o extrage și noi o putem extrage de acolo. Da, sora Maria Chiorea, te ascultăm. Mulțumesc frumos, frate Dan, pacea Domnului Dumnezeu și la toți, frate. Vedem că acolo era obiceiul, așa, dacă veneau musafiri la o casă și gazda căsă, era obligat să spele picioarele musafirilor. Dar fiindcă ei au închiriat acolo casa aia, nu, gazda nu a fost acolo și numai ei. Și ne spune așa aici, în paragraf, zice, neavând gazdă, nu s-a făcut nicio pregătire pentru spălarea obișnuită a picioarelor și aceasta a fost neglijată. Chestiunea spălării picioarelor în țările orientale, când se purtau sandale, nu era numai o amabilitate, ci și o necesitate. Căldura climei, faptul că sandalele erau deschise și praful de pe drum era pe picioarele lor. Și dacă mereu ca musafiri, gazda trebuia să aibă grijă să le dea apă, să le spele picioarele. Da, așa este. Mulțumim, sora Maria. Dar eu aș atrage un pic atenția să fim atenți nu numai la aspectul acesta fiziologic sau ca necesitate. Oare mai erau și alte necesități acolo? Frate Liviu, te rog. Da, mulțumesc că practic așa a și fost. Deci iată că Luca relatează acest aspect, că cu ocazia aceea se pare că a avut loc și o ceartă. Și acea ceartă, deci Domnul Iisus, în loc să o aplaneze, deci a lăsat-o să curgă mai departe. Și atunci sigur că Domnul nostru Iisus a vrut să le dea o lecție, așa cum spunea autorul și cred că este adevărat. Deci, nu neapărat că își doreau în sensul rău ca să unul să fie șef și ceilalți să fie executați, dar totuși unul să fie care să-și ia responsabilitatea asupra. Și Domnul Iisus chiar acest lucru a vrut să învețe că efectiv, deci să nu aștepte ca alții să facă servicii pentru ei, ci ei să fie aceia care să sară și să ajute pe frați. Deci, în direcția aceasta vedem, autorul ne dă și exemplul lui Iacov și al lui Ioan, care s-au dus la Domnul și împreună cu mama lor au cerut ca să ocupe două locuri sau două funcții în împărăția care ei știau că atunci se va stabili pe pământ. Dar lecția umilinței, lecția servitutei, aceasta a fost ceea ce Domnul Iisus a vrut să le transmită ucenicilor, de aceea nici n-a intervenit în cearta care a fost între ei. Mulțumesc!
Da, mulțumim. Eu aș spune, da, e foarte adevărat, exact la punctul acesta doream ajungem, este de menționat, iată, acest spirit care dintr-un motiv sau altul domnea între ucenici. Și Luca, într-adevăr, capitolul 22, menționează și a fost, zice, o ceartă între ei, Luca 22 cu 24, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Și apoi urmează spusele Domnului Isus care le arată cum este în lume, în viața asta, în lume, și cum este în poporul sau ar trebui să fie în poporul Domnului, între copiii lui Dumnezeu, între noua familie a lui Dumnezeu. Și atunci vedem că iată necesitatea și vedem aici puterea exemplului. Deci, puterea exemplului, vedem cum a procedat Domnul Isus. Domnul Isus putea repede să spună: păi, nu vă certați, tu sau tu, tu și tu, fă, sau tu, să numească pe cineva. Dar vedem că el nu face lucrul acesta. Și atunci noi aici avem de învățat o lecție, și anume cât de mare este puterea exemplului pe care îl dă Domnul nostru Isus în această direcție. Da, frate Ioan Berș, te rog. Pace la toți adunați. Pace. Pentru asta am salutat. Ileana mă întreabă dacă mă auziți. Da, te auzim. Bineînțeles că Domnul le-a dat o lecție în privința asta și chiar le dă și o îndrumare, că și ei sunt datori să-și spele picioarele unii la alții. Și aceasta ar însemna că membrii corpului lui Hristos trebuie să vegheze reciproc asupra binelui lor. Trebuie să se țină unii pe alții curați, sfinți, puri, să se ajute reciproc în biruirea încercărilor, a ispitelor, a asalturilor acestei lumi rele. Iar rezultatele din cele trei surse ale ispitei, lumea, trupul și diavolul, trebuie să se ajute pentru a birui aceste care vin. Că vin tot timpul, ne atacă din toate părțile. Numai cultivând diferitele daruri ale Spiritului, și anume smerenie, răbdare, blândeță, bunăvoință, dragoste frățească, iubirea și altele, putem spera să fim în special de ajutor altora în îmbrăcarea acestor podobe ale caracterului și ale curățeniei vieții, și îndepărtarea întinăciunilor trupului și al omului, a celor trei dușmani care mereu ne atacă. Și în legătură cu ceea ce ai amintit, chiar le spune că între voi să nu fie așa cum în lume, că cei mai mari așteaptă să fie serviți de alții, să fie slujiți. Cel ce vrea să fie mai mare, acela să fie slujitorul. Mulțumesc, să mai poate. Da, mulțumim, frate Ion. Așa, pentru o minte neregenerată, neschimbată, ciudat lucru, așa e? Ciudat lucru, adică cum? Cine vrea să fie mai mare, să fie robul celor alalți? Păi cum? Cine e mare, trebuie să fie mare și restul să-i vedem. Aici Domnul Isus dă un exemplu extraordinar. Așa, o mai fost aici o mână ridicată. Fratele Nicolae Lugigan, cred că a avut mâna ridicată. Dacă mai vrei să spui ceva, frate Nicolae? Da, pacea Domnului. Cam s-o dat explicații. Am avut și eu exact aceeași lucru care o explica și fratele, sigur, fratele Liviu Ion. și fratele Berci. Da. Sigur că aici a ne ține unul pe altul în curățenie, așa cum s-a amintit și din mană, trebuie să avem acele daruri de smerenie, de bunătate, de lungă răbdare. Ori fără aceste calități, noi nu ne-am putea ajuta unul cu altul. Desigur, aici Domnul s-a referit, sigur, și la biserica în cursul veacului evanghelic, care desigurat
așa cum s-au mintit în ghilimele câteva gânduri în legătură cu această probe și încercare care le este lumea, corpul și satana. Desigur, avem nevoie de ajutorul unui altuia. Da, ca să putem face aceste calități, ca să avem aceste calități, trebuie să avem Spiritul Dumnezeu care și roadele Lui. Da, mulțumesc, frate! Da, mulțumim, frate Nicolae! Da, așa este, trebuie să avem deschidere. Vom vedea, de fapt, mai departe, că vom aprofunda un puțin subiectul acesta, cum noi putem să spălăm picioarele altora. Da, sora Maria Sandu, te rog. Mulțumesc frumos, frate Dan. Se aude? Da, da, se aude foarte bine, sora Maria. În legătură cu cearta care s-a iscat între apostoli la Luca 22, din Luca am să citesc câteva versete, dacă se poate. Te rog. Între apostoli, de la 24 începând, între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei va avea să fie socotit cel mai mare. Iisus le-a zis: Împărații neamurilor nu se vedea bine. Domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Iată ce frumos răspuns le-a dat Domnul Iisus la cearta dintre ei. Mulțumesc frumos, frate Dan. Da, mulțumim, sora Maria, așa este. Da, altcineva, dacă aici mai are vreun gând, vă rog să vi-l spuneți, dacă nu, mergem puțin mai departe, dar nu ne depărtăm, oricum veți observa că subiectul merge în continuare. Dar mai citesc două sau trei paragrafe. Deci, am văzut până aici necesitatea, ce a făcut, cu cine a făcut Domnul Iisus aceasta. Deci, cred că încă asta mai trebuie subliniat. Era împreună cu ucenicii, deci era într-un cadru restrâns. Nu era o ceremonie publică pe care să o vadă cineva. Deci era într-un cadru restrâns, într-un cadru familial. Deci și veți vedea de ce am spus și am atras atenția asupra acestui lucru. Vom vedea că acum unii sau alții au obiceiul în continuare de a face lucrul acesta ca și un ritual, dar să fie văzut de mulți. Deci și în ziua de astăzi, inclusiv papa, spală picioarele la anumiți oameni, tot așa ca și un ritual, iese așa cu mare fas și așa mai departe. Dar vom observa esența și învățăturii care o putem lua din acest fapt al spălării picioarelor de către Domnul Iisus a ucenicilor. Citez mai departe. Domnul nostru, foarte evident, spălase deja picioarele câtorva ucenici înainte de a ajunge la Petru. Se pare că niciunul din ei nu obiectase, deși fără îndoială că gândul la disputele lor asupra acestui subiect și lipsa lor de dorință de a servi unul pe altul i-a făcut să li se înroșească fața de rușine și confuzie. Dar când i-a venit rândul lui Petru, el a protestat. N-ar merge niciodată, s-a gândit el, să permit Domnului să facă un serviciu atât de umil. El a întrebat: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Dar Domnul nostru nu s-a oprit să-l mustre pe Petru, să-l pună la punct bine și să-l certe, așa cum ar fi înclinat să facă în asemenea împrejurări unii dintre urmașii săi.
El nu mai a insistat continuând și tratându-l pe Petru la fel ca pe ceilalți, zicând că va explica problema mai târziu și că dacă nu-l spăla, nu putea avea parte cu el. Nu putem să nu admirăm trăsăturile nobile ale conduitei lui Petru. Chiar dacă în același timp am fi forțați să recunoaștem unele din slăbiciunile lor și în aceasta toți urmașii Domnului găsesc o lecție încurajatoare. Căci chiar dacă ei află slăbiciuni și imperfecțiuni, dacă află și loialitatea inimii față de Domnul, care era în Petru, ei pot continua să aibă curaj și speranță pentru a merge mai departe așa cum a mers el, din victorie în victorie și la urmă să aibă premiul răsplata credincioșiei. Când Petru a aflat că în spălarea picioarelor se afla mai multă semnificație decât numai amabilitatea și confortul legat de ea și mustrarea lipsei de spirit al umilinței printre ucenici, el a vrut să-i se spele nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Nobilul, seriosul, sincerul, ferventul Petru. Dar Domnul nostru a explicat că nu era necesar zicând: cine are tot trupul spălat, nu mai are nevoie decât să-i fie spălate picioarele, căci este cu totul curat, versetul 10. Pe vremea aceea se foloseau băile publice, dar chiar și după ce se făcea o baie generală, se obișnuia ca la întoarcerea acasă să se completeze cu spălarea picioarelor și aceasta pare să fie aluzia din remarca Domnului nostru. Apostolii fuseseră cu Domnul nostru și sub influența spiritului său de iubire, blândețe, gentilețe, răbdare, smerenie, timp de 3 ani și fuseseră mult binecuvântați prin spălarea cu apă, prin cuvântul spus lor, Ioan 15:3, Efeseni 5:26. Există de asemenea o aluzie în cuvintele Domnului că acest spirit al mândriei, care se manifestase printre ei, fusese inspirat într-o măsură de casierul lor, Iuda, deoarece comunicările rele strică întotdeauna. 1 Corinteni 15:33, acolo știți, tovărășire, rele strică obiceiurile bune. Această lecție finală de la marele lor învățător a făcut mare impresie asupra celor 11, ale căror inimi erau probabil în stare corectă pentru a primi mustrarea și lecția. Dar asupra lui Iuda, chiar dacă și picioarele lui fusese răspălate, evident efectul n-a fost favorabil. Spiritul răului care intrase în el înainte de cină, dorința de a obține bani și propunerea de a-i obține prin vinderea Domnului, evident a continuat la el și în loc de a fi mișcat spre bine prin umilința și serviciul Domnului nostru, el a fost cu atât mai mișcat în direcția opusă, să nu se prea gândească la el. La fel este cu toți cei care declară numele Domnului în fiecare timp. Acele instrucțiuni, exemple și experiențe care produc binecuvântare și se dovedesc folositoare pentru unii, se dovedesc dăunătoare pentru alții. Evanghelia în fiecare fază a ei este fie o mireasmă de la viață spre viață sau de la moarte spre moarte. După cum bunătatea și mila lui Dumnezeu i-au împietrit inima lui Faraon, tot așa iubirea și smerenia lui Isus i-au împietrit inima lui Iuda. Și aceste principii lucrează încă și pot fi văzute astăzi în cernerile secerișului. 2 Corinteni 2:16 și Exod 7:13. Mă opresc aici, la acest paragraf. Haideți să revenim la acel episod în care Petru protestează și zice, cumva refuză la început să îl lase pe Domnul să facă acest serviciu, sigur, bineînțeles, probabil gândindu-se că nu este normal, pentru că lucrurile ar trebui să stea invers. El protestează și aici aș vrea să ne axăm un pic. Petru i-a zis, niciodată nu îmi vei spăla picioarele, versetul 8. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Ce înseamnă aceste cuvinte ale Domnului Iisus? Deci, protestul lui Petru și cuvintele Domnului Iisus, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Cum am înțelege aceste cuvinte ale Domnului Iisus? Dacă eu nu te spăl, nu ai parte cu mine. Și apoi vedem că
Mai departe, zice Petru, atunci nu numai picioarele, ci și mâinile, capul, tot. Și Domnul îi spune nu, că cine s-a spălat nu are nevoie să se spele încă o dată, ci este suficient picioarele. Ce înseamnă aceste cuvinte ale Domnului Isus? Dacă eu nu te spăl, nu vei avea, nu ai parte cu mine. Ce am putea noi înțelege de aici, dacă este o lecție valoroasă și aceasta? Da, frate Petru? Așa, domnule, dragi frați tuturor, e o lecție foarte valoroasă și interesantă și aceasta, fiindcă vedem că carne și sânge cu neputință să nu păcătuiască și să nu cadă. Și vedem că spălarea, curățirea, numai prin sângele Domnului se poate. Și iată că el s-a umilit până acolo jos și asta se cere. Cel ce se umilește va fi înălțat. Vă mulțumesc. Da, deci iată lecția umilinței. Da. Sora Domnica, te rog. Mulțumesc, pacea Domnului tuturor. Pacea. Desigur că Petru n-a înțeles inițial gestul Domnului Isus de a le spăla picioarele și asta și ne dă ideea că de fapt cam toți au considerat acest gest mai nu prea important. Deci nu a dat atâta importanță sau poate mai înjositor pentru ei cumva, încât au ajuns ca niciunul n-au dintre ei n-au avut îndemnul acesta, deși nu se practica obiceiul acesta în societatea unde erau ei și în lumea orientală și n-au înțeles să facă gestul acela. Deci nu s-au îndemnat N-au fost îndemnat niciunul din ei să facă acest lucru, ci chiar au ajuns să înceapă să mănânce decât să cu picioarele nespălate. Până când Domnul a intervenit și a făcut acest gest. Sigur că Petru s-a simțit cumva, dar cum, vai, cum să faci tu acest lucru, cum să-mi speli tu picioarele? Și nu o să mi le speli niciodată, dar în momentul în care el îi spune lui Petru, dacă nu ți le spăl eu, nu vei avea părtășie cu mine. Și atunci el a realizat că acesta este un lucru mai profund, are o semnificație mai importantă, nu numai aceea de a-i crea confortul și, mă rog, oarecare amabilitate de a manifesta față de ei, ci până acolo încât a simțit că are nevoie de acea umilință și smerenie pe care le-a dat-o Domnul prin acest exemplu lor. Și abia atunci, zice, dacă este așa, când îi zice, dacă nu vei decât să nu am parte cu tine, atunci accept chiar și capul și mâinile, nu numai picioarele. Mulțumesc! Da, mulțumim. Aici aș dori să atrag atenția numai la versetul 10. Apropo de ceea ce zicea sora Domnica, că aceste lucruri aveau o înțelegere mai profundă, deși atunci era fizic spălarea picioarelor, dar totuși aveau o înțelegere mai. Trebuia să, sau Ar trebui să ne uităm la o înțelegere mai profundă, pentru că uitați-vă în versetul 10, de aici din Ioan. Zice așa, Iisus i-a zis, cine are tot trupul spălat nu are nevoie decât să-i fie spălate picioarele, căci este cu totul curat și voi sunteți curați, dar nu toți. Observăm, dacă era vorba numai strict de spălarea picioarelor ca și ritual în sine, atunci toți erau curați. Dar vedem că aici se pare că era ceva mai și este ceva mai adânc. Că toți sunteți spălați, dar nu toți sunteți curați. Având în vedere pe cel care avea să-l vândă, pe Iuda. Da, frate Liviu, te rog.
Mă gândesc că, dincolo de tot ce... Ți-ai închis microfonul, frate Liviu, sau ceva s-a întâmplat? Nu te auzim. Da, am ce acum. Scuze. Nu-i deci, nimic. Dincolo de tot ce ți-a spus, corect, sigur, putem observa și un alt gând. Cu toții ne amintim că atunci când Domnul Iisus îi întreabă ce zic oamenii că sunt eu, voi știți cu toții că Petru a fost primul care a spus tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci el a avut o înțelegere mai clară decât ceilalți și se pare că și-a aplicat-o în inimă și a dat Domnului dimensiunea ca fiind Fiul lui Dumnezeu, fiind Cel ce trebuia să vină în lume. Și cred, mă gândesc că din cauza aceasta Petru a ezitat oarecum ca el să fie spălat, neînțelegând profunzimea la ceea ce deja s-a făcut aluzie, că dincolo de acest ceremonial sau obicei trebuia să vadă ceva. Și cu acea ocazie Domnul Iisus, deci, iată, le-a spus într-o oarecare măsură și că între ei nu toți sunt curați. Deci cred că lucrurile acestea ar trebui luate în seamă. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Așa este. Frate Nicolae, te rog. Da, mulțumesc. Mă gândesc aici la caracterul minunat al lui Petru, care în umilința sa vedea în Domnul nostru Iisus un mare învățător și se simțea cumva nevrednic ca să-i spele învățătorul său picioarele. Și umilința aceasta a lui Petru o vedem de când l-a chemat Domnul, de când era pe scară. În Luca, capitolul 5, este un episod foarte interesant, unde vedem că Petru și cu tovarășii lui nu au putut pescui și Domnul i-a spus să tragă, să meargă mai adânc cu corăbile și să arunce mrejile și să încerce încă o pescuire. Și au strâns atâția pești, de aproape s-au scufundat corăbile. Deci Petru, din momentul acela, a văzut în Domnul nostru Iisus ceva divin și s-a aruncat la picioarele lui și zice, versetul 8, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchi, la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Deci această umilință a lui Petru l-a caracterizat și aceasta l-a și salvat de la mult, de la ispite. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Sigur că acum, văzând atitudinea lui Petru, totuși observăm în el faptul că el a înțeles imediat o parte a lecției, că nu se cuvenea lucrul acesta să-l facă Domnul pentru ei, ci ei trebuiau să-l facă. Și atunci vedem că el se opune și ia această poziție, deci vedem, pentru el se pare că lecția deja pe jumătate, să zic așa cum este o vorbă, deja era învățată în această direcție. Dar totuși el nu prindea atunci că Domnul le spune, voi nu puteți pricepe acum ce vă fac, dar veți pricepe mai târziu. Da, Sora Maria Chioran, te rog. Mulțumesc frumos, frate Dan, vedem cât de important o reținut Petru că Domnul Iisus față de el, ce importanță i-o da, ce respect o zis. Dar când i-a venit rândul lui Petru, el a protestat. N-ar merge niciodată, s-a gândit el, să permită Domnului să facă un serviciu atât de umil. El a întrebat, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Dar vedem că Domnul nu l-a mustrat, nu i-a răspuns înapoi asta. Și după aia zice, când Petru a aflat că spălarea picioarelor s-a aflat mai multă semnificație,
decât numai amabilitatea și confortul legat de ea și mustrarea lipsei de spirit al umilinței printre ucenici. El a vrut să-i se spele nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Nobilul, seriosul, sincerul Petru, dar Domnul nostru a explicat că nu era necesar, zicând, cine are tot trupul spălat, nu are nevoie decât să fie spălat picioarele. Că, și ar și, și ca picioarele care arată că credincioșii de astăzi ar și picioarele ultimile ultimii credincioși din vârsta evanghelică. Și aici ar fi un exemplu că și noi trebuie să avem grijă să spălăm picioarele ultimilor credincioși care din vârsta evanghelică, cu care se încheie vârsta evanghelică. De-aia arată și pticiorile, că noi suntem ultimii care trebuie și noi să ne plecăm să spălăm pticiorile. Multor frați umili și bolnavi și care au nevoie de un sprijin, de mângâiere, de... Nu, trebuie să ajutăm pe cei care sunt în cazuri și astea. Ar reprezenta spălarea ultimilor picioare. Mulțumesc frumos! Poate n-am zis chiar bine. Da, mulțumim, sora Maria. Da, sigur că dintr-un punct de vedere așa este. Ultimele membre, picioarele, așa cum este arătat în alte părți, numai că noi trebuie să ne gândim că această imagine sau această lecție a pătruns viacurile, a început cu ucenicii și ea străbate de-a lungul istoriei până, într-adevăr, la ultimele membre, la membrele picioare. Și toți au trebuit să își spele picioare. Deci lecția este una amplă, cred eu, aici. Deși poate dintr-un alt punct de vedere am putea o lua, să zicem, pentru noi astăzi ultimele membre. Da, frate Nicolae, te rog. Da, mulțumesc, frate Pașa. Desigur, noi am putut observa aici, că așa cum ai adus și tu, că tocmai la asta mă gândim, că dacă a început cu apostolii această, sigur, spălare de picioare, de-a lungul vârstei evanghelice o trebuie, deci așa cum scrie aici, și cine are tot trupul spălat, nu are nevoie decât să fie spălate picioarele, că este cu tot, că este cu totul curat. Desigur, prin umblările noastre ca credincioși în acest veac evanghelic cu probe și încercări, desigur avem nevoie de spălarea picioare unul altora. Și Domnul nostru, sigur, a arătat acest exemplu, sigur că el în 3 ani și jumătate, așa cum ai citit din paragrafe, sigur a fost alături de ucenici și ei au fost totuși inspirat de acest spirit al său de iubire, de blândeață, de gentileță, de amabilitate, de smerenie. Timp de 3 ani și jumătate, sigur, au fost între... cu Domnul nostru și multe lucruri le-a învățat, dar totuși când după punerea prețului de răscumpăr, după răstignirea Domnului, apostolul a primit Spiritul lui Dumnezeu, desigur, care le-a întărit. Scopul Domnului nostru a fost să le dea multe lecții înainte de crucificare și așa cum vedem, sigur, ei numai după ce au fost concepuți, adică după ce la Rusale sigurat, au fost unși cu Spiritul lui Dumnezeu, ei au putut înțelege tot parcursul acelor 3 ani și jumătate. Lecția noastră aici ne învață, sigurat, să ne spălăm picioarele unul altora. Dar această calitate foarte puțin o au
de a ști să spele picioarele unul altora. Asta e un lucru foarte mare și important. Numai aceia care, așa cum spune aici, sigur, iubirea lui care a arătat față de apostol blândețe, gentilețe, răbdare. Răbdarea este o calitate care, sigur, aduce multă binecuvântare pentru cei ce sunt în jurul acestor persoane care au această răbdare. Smerenia, iacăte, asta iar e o calitate. Smerenia este oareși cum un drept a fiecăruia de a fi respectat, de a fi iubit, de a fi ascultat, de a fi sigurat, ajutat. Și sigur aici poate că noi, poate că sigurat suntem cam repetenți de multe ori, eu mă văd pe mine. Desigur, un exemplu, Domnul nostru le-a dat la apostoli și apostolii, desigur, am observat și apostolul Pavel și apostolul Petru și alți apostoli și ei, sigurat, în comportamentul lor au arătat această, sigur, această calitate de iubire față de semnilor. Mulțumesc, frate Pașă. Mulțumim, Domnul. Da, mulțumim, frate Nicolae. Așa este. Da, Sola Maria Sandu, că am vrut să pun o altă întrebare, că acum mi-a venit în minte, dar Sola Maria... Eu vreau să ne lămurim puțin aici. La pagina 134, în paragraful primul lung de sus, spune: dar Domnul nostru nu s-a oprit să-l mustre pe Petru atunci când Petru i-a spus: tu să-mi speli mie picioarele. Să-l pună la punct bine și să-l certe, așa cum ar fi înclinat să facă în asemenea împrejurări unii dintre urmașii săi. El numai a insistat, continuând, deci spălându-i picioarele, terminând și trecând la ceilalți. Și tratându-l pe Petru la fel ca pe ceilalți, zicând, și aici este dilema mea, zicând că va explica problema mai târziu și că dacă nu îl spăla, nu putea avea parte cu el. Eu am un gând aici, să vedem dacă e bun, vă rog să-mi confirmați. Eu cred că e vorba de a se spăla în sângele lui Iisus. Asta le va spune mai târziu. Că cine nu va fi spălat în sângele lui, nu va avea parte de el, cu el. Da, da, mulțumim, Sora Maria. Asta fără doar și poate. E o lecție generală, cred că. Această spălare în meritul jertfei Domnului Isus, sângele său care poate spăla orice greșeală și așa mai departe. Sigur că asta este o lecție esențială. Da. Dar aici, dacă cineva mai are vreun gând referitor la această, să zic așa, ciocnire între Petru și Domnul Iisus vis-a-vis de faptul refuzului lui Petru și cuvintele Domnului Iisus: dacă nu lași să fii spălat, nu vei avea parte cu mine. Da, frate Cornel Mureșan, te rog. Pacea Domnului, mulțumesc, frate Dan. Pacea. Mă gândesc la un lucru, spălarea asta picioarelor, că Domnul chiar a luat ulciorul și a spălat picioarele. Apa, știm că e adevăr. Mă gândesc ca și cum au zis în pilda: cine nu mănâncă carnea mea și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine. Eu mă gândesc că asta ar putea avea un simbol învățăturilor pe care le-a dat Domnul tuturor ucenicilor. De spălare, o curățire, o îndrumare, o sfat. Eu cam așa mă gândesc spălarea asta picioarelor, că ar putea semnifica și acest lucru. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, așa este. Frate Pătru? La această întrebare, încă la discuția între Petru și Domnul, trebuie să ne mai aducem aminte încă un lucru ce se petrece cu Petru, când Petru zicea: ești atâți, dar eu până la moarte. Și vedem că Domnul îi răspunde lui Petru: el a avut nevoie mai tare ca fiecare, dar de învăța și umilința cum a venit la el. Vedem că îi spune și semnul ce a fi, ce a face. Vedem că cum e posibil să cadă.
Și fiecare avem nevoie de acele lucruri, că putem cădea. Încrederea în noi e prea mare. Petru avea și încredere în el, că el face și pe când chiar el a căzut. Vă mulțumesc! Da, este și un titlu, din câte mi-amintesc, tot în amintirea morții Domnului, cred că este: încrederea în sine este slăbiciune. Îmi venea în minte o altă întrebare și un gând, dar o întrebare, sub formă de întrebare o să pun aceasta. Până acum, noi ne-am axat pe atitudinea Domnului Iisus vis-a-vis de postura celuia care spală picioarele și am văzut câteva lecții care le putem extrage de acolo din spălarea picioarelor. Dar eu aș întreba, dar din atitudinea ucenicilor de a se lăsa spălați, putem sau avem de învățat vreo lecție și dacă da, care ar fi aceasta? Deci din atitudinea ucenicilor de a se lăsa spălați, dacă avem de învățat lecții și dacă da, care ar fi acestea? Deci am văzut din prisma faptului că Domnul a spălat picioarele, vedem reacția lui Petru, vedem că ceilalți acceptă, dar oare, și până la urmă și Petru acceptă când îi spune Domnul Iisus, dar oare noi ce lecții am putea extrage din faptul că de a ne lăsa spălați sau a fi spălat, nu din postura să spălăm, ci a ne lăsa spălați? Sora Viorica, te rog. Da, frate, mulțumesc. Vedem că Domnul nostru cu apostolii fuseseră sub influența Spiritului Său de iubire. Deci blândețe, gentile, răbdare și smerenie. Timp de 3 ani ei umblat împreună prin spălarea cu apă, prin cuvântul lor. Vedem că ei cât umblat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, ei au învățat numai să fie blânzi, gentili și să aibă iubire. Asta puteți să învățăm și noi. Mulțumesc atâta, frate! Și asta ar putea reprezenta faptul că dacă dezvoltăm aceste roade în noi, cumva este o dovadă că ne lăsăm spălați. Da? Da, frate Nicolae Zoica, și te rog. Cred că în cazul ucenicilor ei n-au înțeles de ce Domnul le spală picioarele. Când Domnul i-a explicat motivul, în Ioan 13 scrie lucrul acesta: și înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Întreabă în versetul 12. Îi întreabă Domnul Iisus. Deci ei n-au înțeles de ce, până când le-a explicat Domnul. Și acum vine explicația. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Acum, sigur, nu răspunde direct la întrebarea ta, dar are legătură cu asta. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, și vedem că frații au și spus și surorile faptul că în ce ar putea consta această picioare, spălarea picioarelor, adică a manifesta față de alții toate aceste calități pe care le vedem aici. Da, frate Pătru, te rog. Tot aici vreau să mai adaug un lucru, tot cu Petru ce îi se petrece, după aia trebuie să, când ajunge cu Pavel, când vine cu o prefăcătorie, vedem că mustrarea care o dă Pavel, cum se umilește Petru. Că el o fonte, el a avut cheile, ce se umilește și cum respectă. În epistole prea iubitului nostru frate Pavel, iată cum a venit și s-a umilit, o primind mustrarea, nu s-a supărat. Nu se ceva. Iată că e nevoia asta, așa. Acolo vedem că în proverbe arată că cel ce prime mustrarea, cum? Îl numește înțelept. Și cel ce nu, îl numește cu altul nume. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim. Da. Frate Liviu, te rog. Da, frate Liviu, ai Da, avut mâna. Da, da. Te rog. Poate că ceea ce voi spune ar putea să ni se pară straniu, dar uitați-vă cum se aplică la noi chestiunea respectivă. Cât de greu suntem în stare să ne cerem iertare atunci când greșim și când chiar adunarea ne cere. Mai bine stăm zeci și sute de zile depărtați decât să venim să zicem îmi pare rău. Deci ține de chestiunea aceasta. Apoi, în al doilea rând, dacă adunarea îmi dă un serviciu mie, mai umil de cum am avut înainte, oare cum o privez eu chestiunea aceasta? Am eu dreptul să mă ridic împotriva adunării sau trebuie să mă umilesc și să accept serviciu și să-mi zic mie însumi, poate că Domnul pentru un timp vede că am nevoie de această umilință și să fac orice serviciu. Uitați-vă la Domnul Iisus, cel mai mic serviciu, deci l-a făcut. Și atunci, dacă ni se dă, să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Mulțumesc! Da, sigur că aceasta, înțeleg că această acceptare a spălării picioarelor, cred că are multe, poate avea multe conotații și aceasta ne privește pe noi, pe fiecare. Cum suntem noi dispuși să acceptăm această spălare a picioarelor între ghilimele, adică a accepta, s-o vorbi despre mustrare, s-o vorbi despre multe lucruri pe care de multe ori nu suntem în stare să le acceptăm și atunci poate și noi ne cumva într-un sens ne protestăm așa că nu ne place acest lucru. Deci iată, vedem că sunt două chestiuni aici. Și a ști și a cum trebuie să spălăm picioarele este o chestiune importantă și apoi, doi, să știm să și acceptăm să fim spălați. Da, frate Vasile sau sora Ana Ciciu, vă ascultăm. Pacea Domnului tuturor, mulțumesc, pacea. Frate. Aș aduce două versete din Galaten 1 și 2. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și să ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Ana. Da, cred că se potrivește, dacă ne gândim în esența lui, la acest text. Cred că în ambele privințe, și de a spăla și de a accepta să fim spălați. Da, dacă cineva aici mai are ceva de adăugat, vă rog. Dacă nu, haide, da, frate Cornel, te ascultăm. S-ar putea întâmpla în anumite cazuri să-ți pară bine că faci altul înaintea ta. Tu să te cam codești. Stai la urmă, da, noi și eu. Da, numai dacă noi avea ce face, o-i face eu. Cam așa, în felul ăsta mă gândesc eu. Că ar fi de lăsarea ucenicilor acum la prilejul care a fost atunci. Mulțumesc! Da, este un aspect ce zici tu. Și românul mai ales are o vorbă. Zice că ce poți face azi, lasă pe mâine, că poate nu mai trebuie făcut. Și de multe ori, poate și noi în lucrurile spirituale de multe ori suntem mai, nu neapărat leneși sau, dar un pic așa mai, dar apoi dacă n-a fi cine, o-i face eu până la urmă. Dar sigur că din toate acestea noi avem de învățat, lecții valoroase. Da, sora Mărioara, te ascultăm, Ilia. Da, am citit undeva că în această situație, când Domnul a spălat picioarele ucenicilor, niciunul dintre ucenici nu a zis, Doamne, dar lasă că fac eu treaba asta. Cum tu, care ești învățătorul și Domnul nostru, faci tu?
Poate ei săraci, nefiind încă concepuți de spirit, s-au gândit că e prea umilitor pentru ei să facă. Dar nouă să nu ne fie rușine să facem orice pentru frații noștri, că dacă trebuie să ne dăm și viața pentru ei, vă mulțumesc. Da, mulțumim. Da, sora Rosalia, te rog. Mulțumesc, frate. Mă gândesc că, și pacea domnului tuturor, că dacă ar fi vorba să se proceteze literar, cum se face în alte locuri, n-ar fi întrebat domnul că înțelegeți, că ar fi înțeleasă. Spălarea doar o vedeau. Deci, așa cum înțelegem, credem că așa cum s-a spus, e ceva mult mai profund. Mulțumesc. Da, mulțumim, sora Rosalia. Da, sigur că vedem, acum noi vedem clar, de-aia nici n-am mai pus întrebarea de ce acest episod nu-l putem lua literal să-l facem așa cum, ci are de-a face cu mult mai mult decât litera de aici. Nici n-am mai pus în discuție acest aspect pentru că chiar titlul de aici, dacă suntem atenți de unde am început, v-am dat un exemplu, Ioan 13, 1 la 17. Deci iată, vedem, Domnul Iisus vroia să învețe ceva mult mai important decât să lase un ritual, să zică, no, toți urmașii mei de acum înainte trebuie să facă acest ritual și să spele unul altul picioarele în mod literal. Asta înseamnă mult mai mult, deci, cât este aici. Chiar dacă cineva ar putea spune, da, păi și ăla e un semn de umilință, că speli picioarele și așa mai departe, dar sunt alte semne ale umilinței, ale devotamentului, ale consacrării în toate acestea. Mai departe, haideți să... Nu mai avem timp, că mai sunt 7 minute aproximativ. Dacă din cele expuse până aici, în această seară, atât din scripturi, cât și din scrierile fratelui, din explicație, dacă cineva are o întrebare, are un gând încă în plus la toate aceste, la tot acest exemplu al spălării picioarelor, vă rog să puneți întrebarea sau să vă exprimați gândul, ceva de completat, că mai avem câteva minute și nu mai citesc mai departe, că apoi ar fi mai mult de discutat. Vă rog, dacă aveți ceva de întrebat sau un gând de spus în plus la ce s-a spus în seara aceasta referitor la acest episod al spălării picioarelor. Da, se pare că nu mai are nimeni niciun gând, nicio întrebare. Totul înseamnă foarte, foarte clar pentru noi. Atunci asigur că am înțeles acest subiect și acum rămâne ca acest lucru să-l punem în practică. Sigur că o lecție, cred că principală, este această lecție pe care Domnul Iisus vrea să-i învețe. Lecția umilinței, că El chiar spune aici la încheiere, în versetul 16. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Observăm două lucruri complementare. Ferice de voi dacă le știți și de bine de rău am văzut că le știm teoretic. Ferice de voi dacă le știți și dacă le faceți. Domnul să ne ajute ca știind aceste lucruri, înțelegându-le, să le putem și pune în practică în viața noastră, în umblarea noastră cu Domnul. Dacă nu mai sunt alte gânduri,
Da, frate Vasile Crișan, ai microfonul pornit, dacă ai Da, unde. Multe face. Câteva cuvinte, așa după cum și tu ai spus, spune Domnul Iisus. Deci ucenicii au neglijat spălarea picioarelor unui altuia, chiar lui Iisus. Dar Iisus a făcut acest serviciu ca o lecție de smerenie, nu ca un ceremonial. Foarte bine. Spiritul lecției este ca noi să ne facem unii altora orice serviciu posibil ca membri ai lui Hristos. Fapte 9:5, 1 Corinteni 12:27. Mulțumim frumos! Da, mulțumim, frate Vasile. Da, frumos această completare în ceea ce privește, iată, ceea ce este datoria sau, mai bine zis, imboldul care ar trebui să vină din interior vis-a-vis a face aceste lucruri. Ne vom apropia de încheiere, dar nu înainte de a da citire, așa cum obișnuim, manei de zi, mâine, 28 martie. Ia-ți partea ta de suferință ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus, 2 Timotei 2:3. Și explicația ne spune, ostașul adevărat nu-și pune în discuție cauza sa. Se presupune cu drept cuvânt că înainte de a se fi înrolat ca ostaș, el s-a hotărât în privința dreptății și neprihănirii cauzei pe care s-a angajat să o servească. După aceea, el susține această cauză și înfruntă împotrivirile față de ea. El este gata să cheltuiască tot și să fie cu totul cheltuit în apărarea ei. Măresc lucru este a servi lui Hristos în onestitate și credință deplină. Este o bucurie nespusă a fi de partea cea dreaptă, a ști că dincolo de câmpul sângelui și de valea umbrelor este din belșug intrare în bucuriile și pacea triumfătorului rege al regilor. Pentru o speranță ca aceasta, nimeni n-ar trebui să se retragă din asprimea luptei. Nimeni să nu tremure în fața furiei dușmanului și să nu se înspăimânte în fața foamei, setei, goliciunii, rănilor sau morții. Iar mana de seară, 27, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, Iosua 1:8. Meditarea în legea divină zi și noapte nu trebuie desigur să fie înțeleasă literal, că nu trebuie să facem nimic altceva zi și noapte decât să ne gândim la Scripturi. Trebuie să înțelegem că Domnul a vrut să spună că ar trebui să avem întotdeauna în minte, în legătura cu toate afacerile vieții, gândul că suntem ai Lui și că El este îndrumătorul și conducătorul nostru în toate lucrurile și că până și cel mai mic lucru care aparține de viețile și de interesele noastre, zi sau noapte, ar trebui să fie făcut cu considerarea cuvenită a voinței Domnului cu privire la acel lucru. Mulțumind Domnului pentru această seară, pentru ceea ce am putut învăța, cred că din această lecție prețioasă a spălării picioarelor, sigur că văzând toate aceste lucruri, înțelegându-le adevărata lor valoare, rămâne ca ele să fie puse în practică de către noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Înainte de a încheia, aș vrea să fac un anunț. Dacă, după cum știți, sâmbătă noaptea spre duminică, duminică dimineața, se schimbă ora, astfel că începând de săptămâna viitoare, de miercuri, adunarea noastră va avea loc, va începe la ora 8, la ora 20, datorită faptului că ora 7 va fi de acum, va fi ca și timp 8 săptămâna viitoare. Deci încă o dată acest anunț, adunarea de miercuri va începe de miercurea viitoare, va începe de la ora 8, ora 20. Vom. Da, frate Vasile, ai vrut să ne spui ceva? Sau ți s-a pornit microfonul? Da, se pare că da.
Vom încheia adunarea noastră cu cântarea 22, iar după cântare o soră și un frate aș vrea să ne conducă în rugăciune. Dacă